conducătorul de ordinul suprem. Ostași, ordon, treceți crutul! Zdrobiți vrăjmașul din răsărit și miază noapte! Desrobiți din jugul roșu al bolșevismului de frații noștri cotropiți! Reîntiniți în trupul țării glia străbuna basarabilor și codrii voievodale Bucovinei, ogoarele și plaiurile voastre! Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Ioane, ai murit, soldat, unde te-or fi îngropat, că-ți rămase țară oarbă să întrebi un fir. Să-mi răspundă cine, țării tale nu-i fu bine, c-au venit oștiri străine, precum noaptea nopții vine. Ne-au scos morții din morminte, ne-au distrus biserici sfinte, și apoi ne-au dat pe noi cu un secol înapoi. Temător și privind în ochii lor. Nu ni fapta cât ni zisa, dar istoria proscrisa, iar așa de păr promisa, de la Nistru până la Tisa. Nu ni fapta cât ni zisa, dar istoria proscrisa, iar așa de păr promisa, de la Nistru până la Tisa. Uite vremea cum mai trece, vine ceasul 12, nu putem continua fără demoria ta. Nu dorim decât atât, să aflăm numai decât unde ții mormântul Ioane între atâtea. De la Nistru până la Tisa. Nu ni-i fapta cât ni zisa, dar istoria proscrisa, iar așa de păr promisa, de la Nistru până la Tisa. Vrem să-ți punem flori pe el și umbruța de drapel. Am depus mandatul maestății sale regelui de 4 ori, în 2 zile. Da. Și regele mi-a spus, nu am altă soluție, trebuie să scap țara de catastrofă. Și în condițiunile astea am acceptat. M-am dus la toți șefii de partide care erau cunoscuți și a cei care se manifestau și toți au refuzat cerând abdicarea regelui. N-au vrut să discute programul de guvernământ. După ce s-a format guvernul, după ce am abdicat regele Carol, atunci
m-am adresat din nou și mi-a pus la dispoziție personajii din grupările politice respective, însă nu mi-au dat concursul direct.